Salutare tuturor! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre remediu naturist în cazul în care noi am făcut o bronșită mai gravă sau poate chiar și o pneumonie sau cum ginerile meu făcuseră la COVID, făcuseră bronșită asmatică. Uite, în cazul în care noi avem toate astea, clar că pneumonia se tratează la medic, cu antibiotic, medicul se vedea totul ce știe el mai bine, dar totodată nimic nu ne garantează nouă faptul că primim antibiotic și uite, la noi totul este perfect. O chestie care vreau să o spun foarte importantă ca noi să știm, pe lângă tratamentul care ca de obicei îl dă medicul, asta sunt antibiotici sau poate să ne dă anumite pastile, de exemplu dacă nu ne dă acetilcisteină să luăm, eu vă recomand în loc de acetilcisteină care zic ACC să folosim NAC-ul, care e N-acetilcisteină, care e într-o formă mult mai ușor de absorbit de corp și plus, de exemplu, să luăm, recomand răchițele, afine, fiindcă el foarte bine să ajută corpul atunci când noi avem coci care se înmulțesc foarte repede, dar totodată vreau să vă aduc aminte că, uite, bunii noștri, părinții noștri, când noi răcem, neapărat ne puneau nouă compresie cu varză pe piept și pe spate. De exemplu, eu chiar am discutat cu fiica mea și ea zice, mămica, spune-le, te rog, că, uite cât de tare o ajutat prapura de porc. Eu vreau să ne aducem aminte că în tezaurul nostru de tratamente naturiste, pe lângă varză, cu miere, aplicații, există și prapura de porc. Eu vreau să vă spun că în varianta familiei mele, în septembrie, copiii mei au făcut viroză, au făcut varianta delta și fiica mi-a făcut pneumonie, dar feciorul mi-a făcut bronșită asmatică și tusa era atât de proeminentă că unica ce l-ajuta pe dânsul bine să doarmă, astea erau compresele. Dar așa, un moment mai, poate un pic mai amuzant, ginerul meu este engleză. Și pentru dâns, de exemplu, nu-i normal să faci tratament cu compresă cu varză. Pentru dâns asta era ceva din epoca feudalismului sau ceva de la papuaș. În orice caz, el a zis că lui foarte mult i-a plăcut tratamentele noastre, fiindcă aici în Moldova el a primit tratament adecvat cu antibiotic, cu astea, dar antibioticul nu l-a ajutat ca el să doarmă bine noaptea. Și uite, el îmi spune că, dar tu îi să-mi pui mie iară compres cu varză și pe spate, fiindcă asta l-a ajutat să respire. Și chiar am vrut să menționez că, uite, o persoană care îi pare așa destul de un atavism, un arhaism, nu știu, ceva sălbatic, ca să spunem compreză cu varză, atât de mult l-a ajutat. Și el chiar în avion mi-a spus, uite, mă, să știi că compresele tale cu varză și compresele cu prapura de porc au ajutat foarte bine. De unde luăm noi prapura de porc? De exemplu, eu vă recomand să vă duceți la piață, fiindcă acolo unde se vând porcii, ei au tot timpul prapura asta de porc, fiindcă cineva face din ei cigheri. Fac așa un fel de pârjoale, cigheri pentru mâncare. Noi le punem, luăm pur și simplu crudă, o luăm și cât e corpul nostru, noi punem, aplicăm și pe față și pe spate. Fiindcă asta o să ajută foarte bine la oxigenare și o să miște sângele nostru. Și în cazul în care aveți ventuză, eu, de exemplu, am acasă, eu acum să arăt. Pentru cei ce țin minte, așa arată ventuzele. Eu, de exemplu, i-am pus lui ginerul meu, deja când nu avea febră, îi punem pe spate, aplicam pe 10-15 minute și asta a fost tratamentul nostru. O remarcă care am vrut să spun chiar în privința la compresa cu varză, fiindcă mi-am rugat frumos ca eu să menționez momentul dat. Noi am făcut, ea primea antibiotic, fiindcă medicul i-a dat tratament cu antibiotic. Ok, aici sunt de acord. Eu, de exemplu, nici n-aș risca să tratăm pneumonii fără medic, am vrut chiar ghidarea medicului. Acolo unde noi am pus compresă cu varză, în zona, dar pe partea inimii eu nu prea am pus. Păi exact în zona unde eu n-am pus, exact în zona asta, când noi am făcut raze X la plămâni, era și mai grav pneumonia. De exemplu, știți că plămânii se împărțiți în trei zone, de exemplu A, B, C, D, E, F și fiecare zonă are dreapta-stânga litera ei și se gradează de la 0 până la 3. Păi exact în zonele unde nu a fost varza, păi în zona asta plămânii au fost atacați mai tare. Adică să știți că compresele cu varză, compresele cu prapură, ele au un efect colosal. Adică dacă asta s-a văzut la rentgen, păi asta și o mirat-o pe fiica mea, la fel l-am cântat pe ginerile meu, ei au zis chiar să fac o remarcă, el a zis că eu trebuie să deschid un centru de tratament naturist. Eu asta am vrut să vă spun ce ține de tratament pentru bronșite și pneumonii. La fel, clar că rămâne valabil inhalațiile cu bicarbonat de sodiu, de exemplu, inhalațiile cu ierburi ca să se deschidă plămâni, dar iarăși când nu avem febră, de aici am vrut să vorbesc doar despre aplicații. Atât pentru ziua de astăzi, vă urez să fiți frumoși, sănătoși și să dea Domnul să nu aveți nevoie niciodată nici de aplicații cu frunze de varză la plămâni și cu atât mai mult prapuri de porc. Fiți sănătoși!